fost odată un rege care avea de toate. Era frumos și puternic ca un leu. La micul dejun mânca omletă din 12 ouă de rață și 12 ouă de găină. La cină se ospăta cu 2 oi și 2 capre. Pe masa lui erau zeci de pâini proaspăt coapte pentru el, iar vinul îl bea direct din butoiaș. Avea o familie mare, dar și mulți prieteni și supuși. Tot timpul, la petrecerile lui, se cânta, se dansa și muzica putea fi auzită de departe, chiar și din regatele învecinate. Dar toate acestea aveau să se schimbe. Într-o noapte, regele a avut un vis urât. A visat că i-a fost furată toată disperia, că nu mai avea absolut nimic, de care a dat repede poruncă ca tot aurul din regat să fie strâns și băgat într-un sac. Iar sacul l-a legat bine și îl purta mereu cu el oriunde mergea. Supușilor i s-a părut ciudat, dar nu l-au contrazis pe rege. Iar regele a mai dus-o așa până când a avut alt vis urât. A visat că niște slujitori voiau să-i fure averea. Visul l-a îngrijorat foarte tare. Multe zile s-a gândit ce să facă, după care nici mai mult, nici mai puțin, a poruncit să fie trimiși toți curtenii la închisoare. Gărzile i-au strâns pe oameni și i-au băgat în închisoarea palatului. Dar regele tot nu era mulțumit. Se gândea că oricine din regat poate să-i fure sacul cu bogății, de care a trimis soldați în toate satele și în toate orașele regatului să-i strângă pe oamenii mai puternici, mai pricepuți și să-i bage firește la închisoare, că nu se știe unde se poate ascunde un hoț. Când închisorile s-au umplut, regele a dat repede poruncă să fie construite altele. Și așa s-a întâmplat. Oamenii nu mai munceau la câmp, ci se grăbeau să strângă piatră ca să construiască noi închisori. De asemenea, toți erau îngroziți. Nu îndrăzneau să vorbească de teamă că ar putea și ei păți ceva. Nimeni nu-și mai arăta talentul sau priceperea. Putea fi suspectat ca hoț sau ca o persoană care poate să facă rău împăratului. Și astfel, oamenii din ținut au ajuns să stea mereu cu capetele plecate, să-și vadă de treaba lor și să nu mai vorbească unul cu altul. Apoi, regele a avut alt coșmar. A visat că toată lumea îl bajocorea și nimeni nu-l mai iubea, că toți îi priveau cu invidie și doreau să ia puterea și postul și împărăția. Era atât de neliniștit că nu se mai bucura de nimic, așa că a interzis totul. Omleta, vinul, cărțile, plimbările și cântecele erau interzise în regatul lui. Și-a mai dat o lege. Nimenea nu mai avea voie să se privească în ochi cu o altă persoană. Suspiciunile lui nu s-au oprit atunci. A început să le suspecteze chiar și pe animalele pădurii, că ar putea veni în moșile lui să-i fure caprele și oile și câte mai avea. Așa a construit ziduri înalte, dar nimic de niciun sat să nu se mai poate apropia o fiară din pătură. După un timp, regele a mai avut un vis îngrozitor. Se părea că o armată puternică se apropia de regatul său și a început să-i suspecteze pe vecini. Îi bănuia pe toți că pregătesc armate, își fac arme secret și vor să vină peste regatul lui să-l cucerească și să ia coroana, în care a crescut numărul străjilor, iar la hotare a început să construiască cetăți, ziduri de apărare și mașini de luptă. Nimeni nu se mai apropia de regatul lui, nici un sol din regatele vecine nu mai era primit la curtea lui. Nici măcar un negustor nu mai putea să-și vândă produsele pe teritoriul țării lui. Dar oamenii începeau să sufere de foame. Dar regele nu-i păsa. Era atent doar la visele lui. Vrea să fie cât mai în siguranță și nimeni să nu se atingă de regatul și averea lui. Și lucrurile au început să meargă din rău mai rău. Oamenii erau veșnic triști, mâncau foarte puțin pentru că nu mai aveau bani și, cel mai important, nu mai vorbeau unul cu altul. Peste tot era o atmosferă în apăsătoare. Doar regele striga și poruncea în stânga și în dreapta, cuprins de frica că undeva se ascunde un dușman. Numai că într-o zi, regele s-a îmbolnăvit. Și
fiind bolnav, a dat ordin să se găsească un doctor în tot regatul să îl poată ajuta cu boala lui, să-l vindece. Firește, boala era tot o mașinațiune a dușmanilor. Soldații au plecat în stânga și în dreapta, în toate satele și orașele, căutând un doctor priceput. Dar toți oamenii din regat erau prea speriați să se apropie măcar de castel, dacă îi să mai dea și ochii cu regele. Nimeni nu vroia să-l vindece, chiar dacă ar fi putut să facă chestia asta. Toți sperau în secret că regele va muri și odată cu el, situația regatului se va îmbunătăți. De care, în fiecare noapte, oamenii care înainte aveau gânduri curate și poate l-ar fi iubit pe rege, acum stăteau și complotau și așteptau ca starea regelui să se înrăutățească. Totuși, este această atmosferă apăsătoare, s-a întâmplat și o minune. În regat, nimeni nu știe de unde, a apărut o ciupercă vorbitoare. Și ciuperca respectivă nu doar că știa să vorbească, dar putea să și cânte. Și cânta așa de frumos, încât oamenii se opreau să o asculte, lăsau orice muncă, chiar și soldații uitau de misiunile lor și, ascultând cântecele ei, primeau speranță. Așa s-a întâmplat mai multe săptămâni. Fiecare sat, fiecare oraș spera să fie vizitat de ciuperca vorbitoare și să o asculte cântând. Regele firește, era suspicios. Ce poate fi această ciupercă? Cine a trimis-o? E un hoț care vrea să ia averea din sat. A trimis soldați să o găsească. Dar nimeni nu a reușit să se apropie de ciupercă, că ea dispărea ca un fabric. Într-o zi însă, ciuperca, tot căutată, s-a oprit chiar lângă palat și a început să cânte. Regele a auzit-o de la fereastră și, în ziua respectivă, surprinzător, chiar s-a simțit mai bine. Văzând că ciuperca are o putere fermecată, care o poate vindeca de boală, a hotărât să nu mai trimită soldați după ea și să trimită un sol care să o invite la palat și să-i propună să cânte. Regele era chiar dispus să deschidă sacul cu aur și să o răsplătească regește, pe ciupercă numai să-i cânte ceva. Și, într-o zi minune, ciuperca a venit singură, nechemată, să dea ochii cu rege. Regele firește i-a poruncit, cântă-mi să mă vinde. Dar ciuperca a spus că nu poate. De ce? Pentru că toate melodiile mele vor fi triste, a spus ciuperca. Păi de ce să fie triste? Uite cât aur îți pot eu oferi. Da, dar privește în jur, nu sunt culori. Castelul e trist și cenușiu și oamenii sunt posomorâți. Nu mai bine ar fi să dai tu o petrecere la care toată lumea să fie veselă? Împăratul a stat un pic, s-a gândit și a spus că nu e greu să dea o petrecere. În tinerețe, înainte să se apuce să confiște totul, dădea multe petreceri și mulți se bucurau. Așa că a trimis repede sorii toate colțurile regatului să vină la petrecerea lui, să fie mulți oameni ca să-i cânte ciupercă. Dar, a doua zi, când trebuia să înceapă petrecerea, împăratul a constatat că nu a venit nimeni. S-a înfuriat foarte tare. A vrut să poruncească să fie arestați cei care nu vin la petrecere. Numai că a descoperit că o mare parte din supușii regatului erau deja arestați. Și oricum n-ar fi avut cum să iasă din închisori. O altă parte erau soldații care găzeau închisorile și palatul și granițe. Nu puteau pleca să vină la petrecere. Restul oamenilor erau fie bolnavi, fie slăbiți, fie foarte triști ca să poată să participe la o petrecere la care să fie vesel și să aibă atmosferă. Ce să fac? S-a întrebat împăratul. Ciupercă a spus, păi poate dacă la petrecere ar fi și un ospăț mare, oamenii flămânzi ar veni și poate s-ar bucura. Împăratul a stat un pic, s-a gândit, a deschis sacul, se găsea misteria regală, a scos aur, destul de mult, mai mult, ar fi ajuns pentru 10 petreceri și a poruncit ca toți bucătarii din regat să facă cele mai alese bucate. După care ciuperca i-a spus, da, dar oamenii nu apuce să se îmbrace. Cum o să vină ei la petreceri așa rupți în straiele lor cenușii? Păratul a stat un pic, s-a gândit,
spus foarte bine, să fie aduși din regatele vecine croitori, care să facă cele mai frumoase haine pentru supușii care vor participa la petrecere. Și croitorii s-au apucat să facă. Dar au descoperit că au făcut mai multe haine decât oamenii care ar fi la petrecere. Împăratul furios a întrebat, regatul meu este pustiu? De ce nu vine mai multă lume? Și atunci Ciuperca a spus că oamenii tăi sunt un pic închisori și nu pot să iasă de acolo. Imediat s-a dat o poruncă, la porțile închisorilor să fie deschise și toți cei întemnițați să poată veni la machetul regal. Și așa s-a întâmplat. După care, Ciuperca a spus că ea nu poate să cânte dacă nu dansează nimeni. Păratul s-a gândit și a spus că dansatori nu se găsesc în regatul meu, nu a mai dansat nimeni de multă vreme. Păi de ce nu inviți din regatele vecine? De ce nu inviți pe prietenii tăi, ceilalți regi? Păratul, un pic s-a gândit și a spus, ceilalți regi vor să-mi ia regatul, vor veni cu armate, să mă cucerească. De ce nu inviți pur și simplu, dar nu o să te cucerească la o petrecere? Atunci împăratul a scris repede scrisori și a trimis sori în toate regatele din prejurim, invitând împărații, împărătesele, regii, prinții, chiar și nobilii, să vină toți la petrecerea lui. Și firește, să nu vină cu mâna goală, să aducă și ei daruri, dar nu doar pentru el, ci și pentru ceilalți petrecăreți, pentru popor. După care Ciuperca s-a uitat în jur și a spus, da, dar vezi, cum putem să cântăm melodii frumoase când natura e atât de tristă în regatul tău? Și s-a gândit, cum poate natura să fie tristă? Păi uite, nici un urs, nici un lupușor, nici măcar o căprioară nu se poate apropia de satele și orașele tale, da? Păi de palat. Ai construit țarcuri și ziduri mari și porți ferecate. Poate, sau măcar niște păsărele să vină, să așeze pe turn și să cânte și ele odată cu mine. Împăratul s-a gândit, a ordonat să fie deschise porțile, să fie dărâmate țarcurile și orice fiară din pădure vrea să se apropie de un sat sau un oraș în ziua petrecerii să poată să o facă. Soldații s-au grăbit, au respectat porunca și au automat țarcurile și zidurile au dispărut. După care, Ciuperca a privit în jur și a spus, acum totul pare să fie gata. Și a venit și ziua petrecerii. Toți erau mai veseli, erau sătui că aveau ce să mănânce, îmbrăcați în haine frumoase, iar împăratul aștepta cu nerăbdare ca Ciuperca să înceapă să cânte. Și s-a întâmplat întocmai. Ciuperca a început să cânte. Dar nu a cântat singură. Alături de ea au început să cânte toți supușii și toți oaspeții și regii din regatele vecine, chiar și prințesa care revenise special la petrecere pentru regele nostru, un dar foarte, foarte frumos. Și au cântat atât de frumos o melodie prin care arătau că toți îi iubesc. Iar regele s-a simțit foarte, foarte bine. Și a uitat de boala sa. Chiar a dansat. Iar la finalul zilei a descoperit că e mai bine să ai prieteni, să nu fii singur și să nu fii suspicios pe ceilalți. Poate în jurul tău există într-adevăr oameni care vor să-ți facă rău, dar nu merită să-ți pierzi prietenii din cauza unor frici adevărate sau false. Din ziua aceea, regele s-a schimbat complet. Regatul a revenit la vechile cântece, ospețe, petrece și veselie, iar oamenii s-au privit din nou în ochi.